Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți va avea loc pe 25 septembrie. Pregătirile au început deja, reprezentanții AJOFM căutând în rândul agenților economici gorjeni pe aceia care au nevoie de personal. Deja am început acțiunile de deplasare la agenții economici pentru identificarea cât mai multor locuri de muncă vacante, să le satisfacem doleanțele absolvenților, să le oferim un loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale. Iar numărul șomerilor este destul de mare printre absolvenții gorjeni. Doar în acest an și-au depus dosarul de șomaj peste 1400 de absolvenți de liceu și facultate. Angajatorii sunt și ei tentați să recruteze proaspăt absolvenți, salariile lor fiind subvenționate de AJOFM în limita a 700 de lei. Venim și cu subvențiile pentru a-i ajuta să creeze aceste locuri de muncă pentru absolvenți. Sperăm să avem 400-500 de locuri de muncă vacante la acest eveniment. În cadrul bursei de anul trecut, 277 de absolvenți au obținut un loc de muncă.